Înainte de a fi o victimă a regimului Ceaușescu, un simbol al opoziției curajoase din estul Europei, Gheorghe Ursu era un intelectual ce își ducea viața aproape ca orice cetățean al României. Locuia într-un bloc din drumul Taberei cu familia, iar ca inginer de mai bine de 35 de ani lucra într-un institut de proiectare și sistematizare de locuințe. Despre sine, Ursu spunea: "Eu sunt un poet care din păcate face inginerie." Viața l-a contrazis într-un fel. La cutremurul din anul 1977, niciunul dintre cele 39.000 de blocuri proiectate de el în toată țara nu a căzut. Mânca la cantină și strângea bani pentru o excursie în vest. Vacanțele le făcea cu prietenii lui, scriitorii și artiștii, la 2 mai. Trăia modest și singurul depozit în bani era o sumă în valoare de $16, monede străine, rămase de la ultimele călătorii în străinătate pe cont propriu. Ceea ce îl deosebea pe Gheorghe Ursu de ceilalți era pasiunea lui pentru literatură, pentru muzică, pentru cinema. Ținea încă din anul 1943 un jurnal de 1000 de pagini în care și-a notat până în anul 1984 evenimentele epocii pe care a traversat-o. Îi plăceau Mozart, poezia, șahul și fotbalul. Jurnalul era un document incendiar. În paginile lui scria despre paranoicul și academiciana, despre falimentul unui regim, despre nebunia de a demola biserici, despre monstruoasa mașinărie ceaușistă care a nivelat și a schimonosit România. Cum s-a spus în referatele securității, denigra realitățile din țara noastră. Dan Deșliu, prietenul lui de o viață, spune că era un copil deghizat într-un om. I se mai spunea Babu. Gheorghe Ursu scria în jurnal că visează să poată deveni nevăzut și dacă visul i s-ar fi împlinit, iată ceea ce ar fi făcut. L-am cunoscut pe domnul Ursu în niște condiții, n-aș putea să spun, tocmai bune. Deci, referitor la persoana dânsului, ce aș putea să spun, deci ca martor ocular, deci nu din auzite de la diferite persoane sau așa orice, într-una din zile, fiind de serviciu, la una dintre camerele arestului care s-a aflat pe Katanga, deci chiar în fundul arestului, se auzeau niște zgomote groaznice și urlete ale unei persoane care nu am știut inițial despre ce este vorba. Alți arestați de la alte camere, alte celule, tot de pe Katanga, aprindeau becurile roșii în care mă rugau insistent, pentru că fiind de serviciu în acea zonă, numai eu, deci n-avea la altcineva la cine să apeleze, mi-au solicitat în nenumărate rânduri să pun capăt acelei gălăgii existente. M-am dus la celula respectivă, la camera respectivă, nu mai rețin numărul exact, știu că era pe partea stângă. Am deschis vizeta, m-am uitat pe acolo, se afla domnul Ursu, care era dezbrăcat, răstignit de paturi, precum Iisus Hristos, și bătut peste testicule cu un creion sau o bucată de lemn. Era în acel moment, se afla în niște chinuri groaznice. Deci era în acea celulă de arest cu încă două persoane care erau arestați și puși de către persoane sau de către șefii arestului și conducătorii Direcției de Cercetări Penale a Inspectoratului General al Miliției de pe Calea Rahovei. Am intervenit, deci în primul rând în calitatea mea de subofițer care eram de servici și în calitate de, înainte de toate, de om, pentru că ceea ce se întâmpla acolo și zgomotele înfiorătoare sau înfricoșătoare pe care le-am auzit,
veneau de la o persoană în vârstă de 60 și ceva de ani, nu mai rețin, sunt 13 ani de atunci de când s-a întâmplat acest eveniment și nu mai rețin exact vârsta domnului Ursu, până în momentul când am deschis vizeta de la ușa camerei respective a celulei, deci se auzeau numai zgomote, bufnituri care proveneau probabil de la lovituri de pumni și de picioare. Nu le-am văzut, dar se auzea zgomot. Era evident că acolo se întâmpla ceva foarte grav. Am intervenit și, cum am relatat mai devreme, i-am rugat, dacă vreți, am dat un fel de dispoziție, vă rog foarte frumos să încetați, pe serviciul meu nu mai faceți așa ceva. Mi s-a spus de către cei doi arestați, al căror nume nu-l mai rețin, probabil că unul dintre ei este domnul Clită Marian, iar celălalt nu-i mai rețin numele, probabil că nici figura, așa, și mi-au spus să-mi văd de treaba mea și dacă am nelămuriri, să mă adresez șefilor mei. Vom face această incursiune în viața și în moartea lui Gheorghe Ursu, folosindu-ne de mărturiile fiului Andrei Ursu, ale procurorului care de 14 ani și-a legat numele de dosarul acesta, generalul Dan Voina, ale ultimului apărător, avocata Eugenia Crângariu, și ale jurnalistului Cristian Levan de la evenimentul zilei, semnatarul multor analize și informații despre procesul în cauză. Procesul Ursu a demarat imediat după Revoluția din decembrie 1989, în condițiile în care opozanții lui Ceaușescu ieșeau din închisori și puteau să divulge procesele și abuzurile la care au fost supuși. Despre moartea lui Gheorghe Ursu, familia nu știa mai nimic. Ce se petrecuse în cele 57 de zile și de nopți ale detenției sale în celulele securității din Calea Racovei? Cine a dispus lichidarea opozantului? Sora lui Gheorghe Ursu, Georgeta Berdan, înaintează în 17 ianuarie 1990 un memoriu către autorități. Ancheta este declanșată de magistratul Dan Voinea. În baza acestui memoriu, mi-am făcut un plan de anchetă. M-am deplasat acolo unde practic și-a găsit sfârșitul Gheorghe Ursu, la penitenciarul, spitalul de penitenciar Jilava, și am cerut dosarul de penitenciar. În dosarul de penitenciar am găsit foarte multe probe care m-au folosit pe urmă în acuzarea celor care au contribuit la moartea lui Gheorghe Ursu. Anchetele decurgeau destul de violent. De ce decurgeau destul de violent? Da, de ce erau violente? Pentru faptul că nu vrea să colaboreze, spunând la timpul respectiv ce legături poate să existe afară, privind scoaterea unor materiale cu așa zis caracter antiguvernamental. Nu l-am văzut cu lume de lovituri, dar totuși de fundul nu prezenta așa la o stare de vulnerabilitate continuă. Era mai interiorizat, era mai ca și tu. În general era așa. Mi-a spus odată de două ori care erau în ajutele pentru care era scos femeie și îl vedeam abătut. În primul rând avea fața cam, după cum ar fi primit niște palme, a avut de câteva urme de sânge pe cămașă, nu mai țin minte exact ce era mea, da? Venise de în anchetă și prezenta niște simptome de vomă. Există într-adevăr o rețea inimaginabilă. Eu, în ultimele două articole, am vorbit despre miliția politică. Atât miliția, cât și securitatea avea informatori. Cine cunoaște intimitățile cazului Ursu,
Știe foarte bine că acolo apar doi informatori, două brațe ale securității și miliției, care au fost puși în celulă cu Gheorghe Ursu și care au dat ultima lovitură. Deși Ursu era bătut sistematic în birourile securității, adică foarte mulți martori vorbesc de bătăile pe care le dădeau civilii de față cu șeful Direcției a 6-a Cercetări Penale din Securitate, generalul Vasile Gheorghe, care culmea acum cu un tupeu fantastic, a ieșit din bârloc forțat tot de presă și de insistențele magistraților militari și venind ca martor acolo, deși probabil trebuia să compară ca altceva, deci în altă calitate, a spus că atâta timp cât a fost el șef al direcției, adică vreo 17 ani, nu s-a dat nicio palmă, pentru că subordonații lui erau intelectuali. Cea mai importantă probă obiectivă științifică, zic eu, a fost actul medical, foaia de observație clinică, în care medicul de gardă din ziua în care a fost dus Gheorghe Ursu la spital, de fapt o doctoriță, Olaru o chema, un medic oftalmolog era, a consemnat că el a primit pe Gheorghe Ursu că la examenul medical extern se constată pe corpul deținutului Gheorghe Ursu multiple leziuni de violență la nivelul membrelor, la nivelul toracelui, la nivelul feței. După care, în aceeași foaie de observație clinică, este trecut un protocol operator, pentru că în aceea zi Gheorghe Ursu a fost operat la Spitalul de Penitenciar Jilava de o echipă formată din doctorul Ghiță, care era atunci directorul Spitalului de Penitenciar, și mâna a doua, să vedeți ce soarte asta, un prieten din copilăria lui Gheorghe Ursu, un fost coleg, Constanda, dar bun chirurg, așa, și cu care Gheorghe Ursu a avut și o discuție atunci cu privire la cine l-a bătut și de ce era ajuns în starea aceasta. Dar în protocol operator sunt descrise leziunile interne găsite, deci după ce l-au deschis, au constatat că intestinul subțire și alte zone erau penetrate, să zic așa, erau intestinul subțire spart și corespundeau, deci, leziunile interne cu cele externe. Acest document l-am dat la Comisia Institutului de Medicină Legală, unde 7 doctori de specialitate au răspuns că este vorba de o moarte violentă, fapt ce a contrazis actul medico-legal inițial, în care se, de fapt era un fals, s-a spus că Gheorghe Ursu a murit de infart. Concluzie total greșită și falsă. Și care era cu neînceperea, urmării penale. Există o mărturie foarte, foarte interesantă a unui martor care vorbește de modul cum, și culmea, acest martor mi se pare că este un fost subofițer din arest, care vorbește de modul cum Clită și Radu Gheorghe, zis Gicuță, deci cei doi informatori, Clită chiar a recunoscut că era informatorul securității, au fost introduși în celulă, îl băteau sistematic, deci practic făceau o anchetă paralelă, îl băteau sistematic pe Ursu și totul, nu știu dacă era filmat, dacă erau posibilitatea, nu știu, de filmare, dar era ascultat. Deci practic securitatea își făcea treaba prin aceste brațe nevăzute și practic se ajungea acolo. Din dosarul care o să vorbim poate despre el, este complet de stufos și de făcut de așa natură ca să nu se ajungă niciodată la un final. Rezultă că securitatea
a dat pe mâna miliției, l-a dat pe Gheorghe Ursu pe mâna miliției pentru că nu vroia să aibă un, un caz politic. Dar pe ei îi deranjase foarte tare ceea ce Gheorghe Ursu spusese în, în jurnal, care jurnal nici acum nu, nu a ieșit la suprafață, deci un jurnal arestat, aproape 50 de ani de viață scris acolo. 7 ani de la cutremur încoace, 20, 50, uneori 200 de arhitecți au tot desenat planuri, fațade, sistematizări, au construit zeci și sute de machete că paranoicul nu prea înțelege ce-i pe plan. Cum dracu să pui pe o foaie de hârtie ceva care are înălțime și grosime și volum? În 1984 s-a ras de pe suprafața capitalei tot ce stătea în calea victoriei socialismului și a Palatului Prezidențial. S-au făcut 11 planuri, așa, peste noapte, 37 de fațade. Așa și începe o nouă pagină din jurnal Gheorghe Ursu. Ce lecturi înfricoșătoare au putut face ofițerii securității cu jurnalul lui Ursu sub pernă. Ancheta inițiată de magistratul Dan Voina era greu de realizat atunci în 1990. Anchetatorii și bătăușii lui Gheorghe Ursu de la Direcția 6 a Securității, direcție condusă de colonelul Gheorghe Vasile, erau bine văzuți în continuare. Noua putere nu renunțase încă la serviciile lor. Colonelul Tudor Stănică, adjunctul șefului Direcției de Cercetări Penale a IGM, semnase un ultim bilet de scoatere a dizidentului la anchetă, bilet care purta data de 15 noiembrie, dată la care s-a produs bătaia decisivă. Când ancheta s-a apropiat de persoana lui Stănică, magistratul a știut că va deranja anumite structuri ale fostului aparat represiv încă vii și funcționale. Eram în primele zile de după o revoluție. Și totuși Dan Voina concluzionează primul. E vorba de un asasinat politic, ai cărui autor sunt ofițerii Marin Pârvulescu, Florea Popescu, Vasile Gheorghe și Tudor Stănică. Deși într-un raport al Departamentului Securității Statului, semnat de general Emil Macri, șeful Direcției a doua, și de colonel Gheorghe Vasile, șeful Direcției a șasea, cu privire la Ursu Gheorghe Emil, se invoca limpede că acesta a desfășurat o intensă activitate de propagandă dușmănoasă și pentru acest motiv se începe urmărirea penală, starea de arest și trimiterea în judecată, totuși, în corespondența cu Departamentul de Stat și Congresul American, Securitatea, prin Ministerul de Interne, transformă cazul politic al opozantului Ursu într-unul penal, invocând deținerea ilegală de valută. Minciuna aceasta i-a semnat, într-un fel, condamnarea la moarte. Domnul Dan Voina a făcut o anchetă foarte rapidă. Toți am avut speranța că lucrurile se vor rezolva destul de repede. A ajuns foarte repede la concluzia că a fost o moarte violentă. Deci de la început a infirmat concluziile și mușamalizarea care s-a făcut în 1985. Și a ajuns de asemenea foarte repede și la concluzia că vinovați pentru uciderea tatălui meu erau factorii de răspundere, ofițerii anchetatori și șefii Direcției de Cercetări Penale de la Securitate și de la Miliție din 1985, respectiv Vasile Gheorghe, șeful Direcției a 6-a Cercetări Penale a Securității, Tudor Stănică, șeful Direcției Cercetări Penale a Miliției și respectivii ofițeri anchetatori. Este vorba de Marin Pârvulescu, maiorul de securitate din Direcția 6 a Cercetării Penale, care a fost anchetatorul direct al tatălui meu și în stare de libertate și în închisoare, și de asemenea șeful arestului, Creangă Mihail.
Însă lucrurile s-au împotmolit foarte repede după demararea acestei acțiuni. Curând dosarul i-a fost luat domnului Dan Voinea de către procurorul șef de atunci, Vasile Manea Drăgulin. S-a adeverit că acest Vasile Manea Drăgulin fusese un instrument în mușamalizarea de către securitatea uciderii tatălui meu în 1985, când a participat direct la neînceperea urmăririi penale care ar fi trebuit să aibă loc atunci, în 1985, dând o rezoluție de moarte neviolentă pe o autopsie în care se evidențiau echimoze de diverse mărimi pe abdomen și spargerea intestinului subțire fără nicio altă cauză, să spun, clinică, deci era vorba de o cauză traumatică. Este important să amintim că prima direcționare greșită a dosarului Ursu datează din 1985, când procurorul Vasile Manea Drăgulin, chemat să ancheteze moartea unui deținut, deși avea la dispoziție suficiente argumente medicale din care rezulta violența, dă verdictul de moarte non-violentă și neînceperea urmăririi penale. 10 ani mai târziu, generalul Joarză, după ce cercetează mai bine de 3 ani, cu o lentoare inexplicabilă, cazul Ursu stabilește un unic vinovat pentru moartea opozantului, infractorul de drept comun, spărgătorul Marian Clită. Aproape zilnic, Ursu Gheorghe era bătut. Cum? Sistem IGM. Palme, tălpi, umeri, palme peste față, agățat cu cătușe date de afară sau improvizate de noi, metode de legare constituite în bucăzăci arșav rupte. Tot acest program și l-a agățat de pat. Tot acest program era supravegheat permanent afară. Periodic de 3-4 ori pe săptămână eram scoși și furnizam note informative cu privire la ceea ce relata Ursu Gheorghe. În sensul, dacă a avut o rețea de a scoate aceste materiale afară spre către un post de radio occidental sau un cotidian occidental, cine au fost oamenii care scoteau aceste materiale? Dacă omul se întrunea în niște case conspirative, adrese cu Ana Blandiana, cu Nina Casian, cu Băcanu și cu alții, așa zici, dizidenți la vremea respectivă. Probabil că omul a mai furnizat și alte nume, mi-aduc aminte și de Dan Deșliu. Și erau aceste nume? Existau aceste nume, nu știu la ce mod securitatea atunci a făcut investigație vis-a-vis de aceste nume. Ursu Gheorghe spomenea de aceste nume, nu? Sub imperiul fricii și al terorii imprimat de noi la ordinele celor de afară. Era simplu. Altcineva făcea această tortură? Nu, numai noi ca arestați, cu angajament al securității de colaborare și al miliției. Altcineva nu mai făcea aceste torturi decât de multe ori Ursu Gheorghe, venind de la anchetă, fiindcă ancheta nu se terminase, mai venea abătut și îl întreba, mă, ce s-a întâmplat? Păi, m-a mai lovit puțin, m-a mai lovit mai mult, astea erau situațiile, fiindcă bătăile la vremea aia erau crâncene, atât în IGM cât și în securitate. Deși Marian Clită a pretins că el i-ar fi dat lovitura fatală, una singură, cu piciorul gol în abdomen, totuși, declarațiile sale contrazic concluzia anchetei din 1990, avizul Comisiei Medico-Legale și depozițiile martorilor, din care rezulta că moartea lui Ursu este urmarea unor lovituri repetate cu corpuri dure, datând de câteva zile. Clită a acționat la ordin. În Katanga exista consemnul ca nimeni să nu se atingă de celula Ursu, să nu intervină, indiferent de ceea ce se întâmpla acolo. Regimul represiv dur la care a fost supus Gheorghe Ursu își are sorgintea în ura anchetatorilor. Pe măsură ce ofițerii parcurg jurnalul, anchetele devin din zi în zi mai personale, mai sălbatice. Justiția a fost cea care l-a creat, să zicem, pe Marian Clită. De altfel, o creație monstruoasă, pentru că a îngropat adevărul în felul acesta. Justiția a fost investită cu un rechizitoriu
care solicita trimiterea în judecată a lui Marian Clită. E adevărat, însă, justiția putea pur și simplu să constate că autorul crimei nu este Marian Clită, care a fost un simplu pion în acest angrenaj criminal. Justiția română însă nu a reușit să facă acest gest, care ar fi însemnat, în fond, un simbol al revenirii la normalitate, la un sistem judiciar corect. Cei care l-au fabricat pe Clită, în opinia mea, este greu de spus cu titlu personal cine sunt, dar în mod evident, cei care aveau interesul să îl placeze în prima linie pe Marian Clită erau foștii șefi, cei care au avut funcții de conducere atât în Direcția de Cercetări Penale a Securității Statului, care la un moment dat l-a urmărit și l-a închetat pe Gheorghe Ursu, și cei din clădirea învecinată lor și cu care colaborau foarte bine, respectiv cei care aveau funcții de conducere în Inspectoratul General al Miliției, Direcția Cercetări Penale, unde a fost arestat Gheorghe Ursu o anumită perioadă. Cu privire la comanditarii torturii, Clită va mărturisi: am fost scos eu cu Radu Gheorghe de către șeful arestului, Creangă Mihai, care ne-a instruit să folosim teroarea maximă față de deținutul Ursu, care era la izolare. Ursu trebuia să spună tot ce știe și ceea ce făcuse cu privire la acele note scrise în caietele sale, în care și-a arătat dezacordul față de regimul ceaușist. Evident, securitatea s-a grăbit să-l execute pe Gheorghe Ursu înainte ca orice presiune internațională să determine eliberarea sa. În logica organelor, Gheorghe Ursu nu mai putea ieși viu din închisoare. El ar fi negat răspunsul Ministerului de Interne și ar fi demascat minciuna oficială. Sentința era semnată. La Catanga s-a reeditat experimentul criminal folosit în reeducarea de la Pitești. Deținuți sub protecția administrației, pus să tortureze alți deținuți. Anchete prelungi, continue, până la zdrobirea personalității. Era un infern cu destinație specială, să spunem. Era o zonă cu un regim defavorizat, nu în sensul a ceea ce înțelegem astăzi, printr-o astfel de zonă, în cadrul arestului IGM. Era o zonă de pedeapsă, putem spune. Regimul era mai sever. Chiar dacă se primeau pachete, ele nu ajungeau la destinatarii lor, așa cum mi-a confirmat și fiul lui Gheorghe Ursu. Sau aceste pachete erau redistribuite informatorilor de cameră, care, nu-i așa, trebuiau să fie în plină formă ca să poată obține toate informațiile pe care aveau misiunea să le obțină de la anumiți deținuți care se aflau acolo. Spațiul acela nu era spațiul unei închisori obișnuite, ci era un spațiu
creat și întreținut pentru ca deținuții de acolo să ajungă ceea ce vroiau anchetatori. Și treaba aceasta se făcea, bineînțeles, prin tortură fizică sau psihică. Au, spre surprinderea mea, când am văzut listele celor care erau deținuți în perioada anilor 80 în Rahova, am găsit judecători, procurori, avocați, doctori, profesori, foarte puțini deținuți de drept comun. Dar marea majoritate, așa, erau oameni cu carte, oameni cu idei, unii valori pentru societate. Ceea ce mă face să cred că infracțiunile de drept comun, pe care, cum a fost și cazul Ursu, așa, care erau scoase în evidență pentru a justifica deținerea lui acolo, erau de fapt o mascare a infracțiunilor politice pentru care în realitate stăteau ei acolo ca deținuți. Pentru că, într-adevăr, Ceaușescu semnase niște convenții internaționale și raportase că nu mai are deținuți politici. Atunci recurgeau la serviciile miliției, care putea să încropească oricui pe vremea aia un dosar pentru o infracțiune de drept comun și te lua pentru infracțiunea respectivă, când de fapt ei te urmăreau pentru că vorbeai împotriva regimului sau ascultai Europa Liberă sau mai știu eu că ce mare lucru puteai să faci pe vremea aia. Cu toate că au fost și alții care au avut curajul să răspundească și manifeste, cum a fost Radu Filipescu sau, mă rog, alții care au și scris scrisori de, care demascau ceea ce se întâmpla în societate. După 3 ani de procese, la 5 mai 2000, Curtea Supremă de Justiție îl condamnă pe Marian Clită la 20 de ani de închisoare, dar, așa cum se știa, în baza decretului de grațiere numărul 11/1988, beneficiază de o amnistie de 10 ani, iar 8 ani fiind deja executați, i-ar fi rămas doar 2 ani. Pe rând, așa cum se cunoaște, procesul s-a plimbat de la Tribunalul București la Curtea de Apel București, încercându-se de către mulți judecători eludarea omorului. Cu o excepție notabilă, judecătorul Cristian Jipa, care în martie 1997 solicită cercetarea cadrelor din poliție și din securitate, vinovați de complicitate, instigare și favorizare a inculpatului Marian Clită. Sunt audiați din nou toți martorii. După 1996, domnul Dan Voinea a reluat cercetările și în paralel cu procesul care s-a desfășurat împotriva lui Clită, care a fost, a mers foarte greu și a demonstrat că forțele oculte care au conlucrat cu foștii securiști pentru a mușamaliza implicarea lor, ai disculpa în continuare, acționau și la nivelul acelor ani. Domnul Dan Voinea a făcut o anchetă paralelă împotriva acestora, împotriva celor care s-au făcut vinovați de instigare la omor și participare la omor deosebit de grav, însă nu s-a bucurat de suportul activ al Ministerului Justiției în acei ani. Erau anii 97 până în 2000. Astfel încât la nivelul anului 2000 s-a ajuns la o situație paradoxală. Domnul Dan Voinea avea dosarul încheiat cu zeci de mărturii foarte solide, foarte clare, care trimiteau către vinovăția acestor ofițeri. Însă dosarul îi fusese luat din nou. Fusese repartizat unui alt procuror,
domnul Stanca, se pare un fost șef de cadre din procuratură încă de pe vremea lui Ceaușescu, deci care nu avea nicio experiență de altfel în acest caz, însă mie cel puțin mi s-a părut o altă turnură, o altă încercare de a-i scăpa basma curată pe securiști. A fost foarte trist că s-a petrecut în acei ani în care noi toți am avut speranța că justiția se va repune pe un drum mai lipsit de ocolișuri. Totuși, ca urmare a presiunii presei și a organizațiilor pentru drepturile omului, a organizațiilor neguvernamentale, practic societatea civilă ne-a ajutat foarte mult, au fost trup și suflet alături de cauza noastră, a familiei noastre, cerând dreptate pentru uciderea tatălui meu, pentru memoria sa. Și în sfârșit s-a acceptat atunci, în sfârșit procurorul șef de atunci, domnul Mircea Criste, i-a permis domnului Dan Voinea să trimită în instanță dosarul care era deja pregătit. Acel jurnal e de fapt un manifest împotriva regimului. Jurnalul are și alte conotații, dar principala conotație aceasta politică se referă la regimul Ceaușescu, pe care Ursul l-a criticat, l-a ironizat cu detalii care sunt pe înțelesul tuturor. Adică și cu argumente. N-a folosit un limbaj științific, nu știu, este ușor de înțeles. Dacă acest jurnal ar fi publicat, atunci oamenii ar înțelege mai bine că e vorba de o persoană care vorbea în cunoștință de cauză, un om care era șeful unui serviciu de proiectări și știa exact ce se va întâmpla și cu blocurile care sunt construite cu economii și care vor cădea la primul cutremur. Știa ce se va întâmpla cu foarte multe, din cauza neregulilor din economie, ce se va întâmpla cu multe fabrici. Deci aceste critici ale lui ar putea constitui foarte bine argumente chiar într-un proces al comunismului. Deci, părerea mea că ăștia au fost motivele care au stat la baza refuzului de a ne da acest jurnal. Și, mă rog... Spus că e să continue până astăzi. Și azi este periculos jurnalul. Da, sigur că da. Trebuie, zic eu, să facem dacă vreți, să ne facem datoria și să demascăm, dacă vrem să avem o societate curată, altfel decât cea în care am trăit și de care am dat divorț cu toții în 89, atunci trebuie să avem curajul să demascăm, să recunoaștem acest lucru și să recunoaștem meritele celor care, uitați, au murit în pușcările comuniste. Vorbesc de pușcării, nu de lagăre, nu de canal. Vorbim de cei care încoace, deci în anii 70-80, au început să-și arate nemulțumirea și unii chiar să lupte și să o spună pe față. Deci, acești oameni care au avut un curaj deosebit au plătit cu viața lor și nu trebuie uitat acest lucru. Dar au murit pentru o idee. Și iată cât energie, dacă vrei, și câtă cheltuială i-a trebuit statului comunist ca să omoare o idee. Noi probe s-au adăugat celor existente. Generalul Dan Voinea a refăcut rechizitorul. Abia în aprilie 2000, SRI-ul și el un factor de tergiversare a procesului, i-a pus la dispoziția magistratului dosarul cauzei. Un dosar însă cosmetizat, diminuat, din care documentele originale dispăruseră, documente care ar fi clarificat pe deplin
ordinele criminale date de capii securității ceaușiste. Care sunt aceste noi probe ale terorii? O asemenea concluzie o putem deduce atât din cauzele morții care sunt atestate a fi violente prin rapoartele de expertiză medico-legală efectuate, cât și în parte, însumând și coroborând depozițiile martorilor, atât din dosarul Clită, cât și din actualul dosar, din aceste declarații de martor. Mărturile sunt fragmentare, odată cu trecerea timpului, ele nu mai oferă toate acele detalii care ar fi condus la o concluzie foarte clară, ca într-un proces penal în care ancheta se desfășoară la puțin timp după comiterea crimei. Deci numai recompunând din aceste piese disparate, din toate aceste mărturii, un tablou în întregul lui, se poate înțelege într-adevăr că Gheorghe Ursu a fost bătut și nu odată. Martorii au declarat că era adus cu pătura de la anchetă, că avea palmele și fața înroșite. Ceea ce se putea vedea în exterior era puțin. În orice caz, un lucru era evident. În cel puțin ultimele zile dinaintea morții, suferința a crescut la un grad insuportabil și cu toate astea nu a fost ajutat din punct de vedere medical, dimpotrivă. Se pare că ordinele au fost să nu fie ajutat și a fost trimis atât de târziu la spital încât în sfârșit rezultatul letal urmărit s-a produs. Orice om normal ar fi rezistat cu diagnosticul pe care l-a avut 24 de ore. Gheorghe Ursu a rezistat aproape 3 zile. Era un om cu o constituție atletică, cu o rezistență fizică, dar și morală deosebită și în clipele dinaintea începerii operației, deci putem spune, pentru că la puțin timp a murit dinaintea morții, era încă în stare să se exprime, era coerent și a putut spune în câteva cuvinte că a fost bătut. Ziarul Evenimentul Zilei a prezentat câteva din depozițiile celor aflați cu Gheorghe Ursu în arestul din Rahove. Același tip de anchete, aceeași cruzime a schingiuirilor. De iadul de la Pitești ne despart peste 30 de ani. Instituția care l-a creat nu și-a schimbat metodele. Aceste mărturii dezvăluie un lucru de necrezut. În perioada în care Gheorghe Ursu a fost acolo, este posibil să mai fi murit tot sub tortură încă cel puțin 5 oameni. Așa rezultă din mărturii. S-ar putea să fie mai mult, s-ar putea să nu fie niciunul. Există un doctor, profesor universitar, care vorbește de faptul că acolo pe Katanga era un medic căruia îi se spunea Mengele. Asta era porecla. Altcineva povestește un episod foarte interesant despre acest Mengele și o să-l relatez. Practic Mengele se ducea și controla pe cei bătuți și spunea, este unul dintre cei care mă declară mie acest lucru, spunea așa: puteți să-l mai băteți că mai rezistă sau opriți-vă câteva zile. Deci asta spunea Mengele. Ei, acest doctor cu care am reușit eu să iau legătura și care mi-a acest dat martor, o declarație, acest martor, da? Deci martorul, profesor universitar, vorbește de faptul că atunci când doctorul nu era acolo, era chemat el și era chemat în birourile securității să îl vadă pe unul sau pe altul care era bătut dacă mai rezistă. Și la doi dintre cei bătuți, la două dintre victime, el a constatat deces. Este cumplit. Și alții mai vorbesc de aceste lucruri.
În noiembrie 2000, prin rechizitoriul parchetului militar de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, foștii ofițeri de miliție Tudor Stănică și Creangă Mihail și fostul subofițer Burcea Ștefan sunt trimiși în judecată pentru infracțiunile de instigare la omor deosebit de grav și complicitate la omor deosebit de grav. Cauza privind ofițerii de securitate fiind disjunsă. Dincolo de obstrucțiile pe care judecătorul le-a folosit pentru a bloca și intimida martorii, a menționat un fapt incredibil, filmând circa 30 de minute din această audiere, dar asistând la întreg procesul, am fost martori la o adevărată farsă judiciară. Cum cei audiați declarau că în birourile de anchetă, fie ale miliției, fie ale securității, deținuții erau bătuți cu picioare de scaun, judecătorul se căznea să demonstreze că în acele birouri există numai fotolii. Din păcate, pentru noi nici măcar n-a fost o mare surpriză. Deja ne așteptam, fusese același joc și în ședințele anterioare de proces, domnul judecător Liviu Pârvu le-a făcut jocul în permanență. Nu pot să calific această atitudine a lui decât de a încerca să-i scoată basma curată pe inculpați. Acest judecător Liviu Pârvu a fost același care la începutul procesului în ianuarie 2001 a cerut restituirea cauzei la parchet imediat, nici, fără să audieze niciun martor, s-a dezis de a măcar judeca cauza, din nou pentru niște motive fără temei. Drept pentru care noi am făcut recurs, procuratura a făcut recurs, a trecut un an până când cauza s-a întors din nou la judecătoria, la Tribunalul Militar Teritorial București, însă aici am avut surpriza extrem de neplăcută că această cauză de care judecătorul Liviu Pârvu s-a dezis cu un an înainte să îi se restituie tot lui, să îi se repartizeze tot lui. Aici mi se pare că, de fapt, există o încrengătură de interese care merge până la președinția acestui tribunal militar. E vorba de președintele Surghie, înțeleg, care cu nonșalanță ne-a refuzat cererea de recuzare. Noi am cerut să fie cauza să fie repartizată unui alt judecător, care nu și-a exprimat deja părerea că acest rechizitoriu este lipsit de valoare în clipa când a refuzat să judece cazul. În felul ăsta, judecătorul practic și-a exprimat punctul de vedere că nu se poate trage o concluzie juridică, legală din acest rechizitoriu și din acest dosar. Deci era normal să se dea măcar altui judecător și președintele nu a dat curs acestei cererea noastră. Tot acest președinte este cel care ne face șicane în continuare cu privire la copierile de materiale din dosar. Deci mi se pare că este o încrengătură de interese care tot stau parcă în spatele inculpaților, încercând să-i scoată basma curată. Eforturile pe care le-a făcut fiul lui Gheorghe Ursu sunt nu numai supraomenești, dar aș putea spune că i-au afectat
în mod definitiv propria existență, pentru că și-a sacrificat o bună parte din viață și din tot ceea ce putea realiza pentru el ca viață personală și carieră, cred eu, animat de un ideal pe care mulți oameni nu-l mai au astăzi în România. Pur și simplu acela de a se afla adevărul, de a se face dreptate în cel mai elementar sens al cuvântului și nu în ultimul rând ca cei care au fost criminalii din umbră în cazul lui Gheorghe Ursu să nu-și mai poată repeta faptele ei sau succesorii lor. Deci să stopeze pur și simplu un ciclu al crimei. Nu știu în ce măsură vom reuși vreodată să ajungem la o asemenea finalitate, dar în sine lupta merită acest lucru și cred că merită și eforturile și sacrificiile pe care fiul lui Gheorghe Ursu le-a făcut. 3 ani a patinat procesul Ursu la Tribunalul Militar și acum în 2003 s-a reîntors pentru o soluție la o instanță civilă, instanță la care judecător va fi un fost ofițer de securitate care și-a schimbat după 1990 epoleții cu o robă. Aici, pe acest culoar de adevărată zarcă a iudului, dincolo de ziduri, a trăit ultimele clipe Gheorghe Ursu, celula din care a plecat spre moarte ultima pe stânga. Crima săvârșită în chip kafkian a continuat. În decembrie 1985, dosarul legat de valută intentatului Gheorghe Ursu este trimis în instanță. Procurorul Ilie Picioruș trimitea în instanță un om deja ucis. În cazul Ursu, justiția este legată la ochi nu pentru a fi nepărtinitoare, ci pentru a nu-i vedea și a nu-i responsabiliza pe adevărații vinovați.